Echipa de volei Remazalău are de astăzi antrenor nou. Aurel Vlaicu, fost secund la Friedrichshafen în Germania, a semnat contractul cu clubul sportiv. Schimbarea antrenorului vine după ce Marius Sordil a plecat de la echipă pentru că nu a fost de acord cu noile condiții de criză impuse de conducerea clubului zeloan. Am discutat cu antrenorul, cu jucătorii care aveau cele mai mari salarii, ca soluție doar posibilitatea de a diminua salariile aproape de ale înjumătății. Nu s-au acceptat aceste lucruri, însemnând, sau mă rog, parțial s-a acceptat, dar nu la nivelul a ceea ce am solicitat noi, încât am stabilit de comun acord să ne despărțim amiabil cu cei doi jucători brazilieni, cu antrenorul. Deși s-a schimbat antrenorul, obiectivul echipei rămâne același, câștigarea campionatului. În plus, noul antrenor va trebui să restructureze clubul de volei, astfel încât pe viitor echipa să aibă o bază de selecție locală din rândul juniorilor. Am speranța că împreună cu jucătorii care avem acum și cu cei care încercăm să-i aducem, vom reuși să ne realizăm obiectivele.